giove. Așa, textul 2. De la pagina 142. Pagina 142. Două probleme avem. Se vede. Prima problemă. În figura lăturată este reprezentat un paralelit bedreptunghic. Deci, ipoteză? Da. A, B, C, C, C. A prim, B prim, C prim, D prim. Paralelit bedreptunghic. A, B, C, 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 B, C, C, C. Se știe că AB e egal 120 cm. AB egal 120 cm. BC egal 40 cm. BC egal 40 cm. CC prim egal 30 cm. CC prim egal 30 cm. Arătați că... În concluzie... În concluzie. Amin. Justificați că A prin C prim paralel cu planul ABD. A prin C prim paralel cu planul ABD. Bine. Justificați că AB perpendicular pe planul BC C prim. BC C prim. Plan. Ce mic. Arătați că AB perpendicular pe BC prim. Dreapta B, C prim. D. Calculați B, C prim. B, C prim, egal să prim prim mare. Și E. Calculați A, C prim. A, C prim, egal să prim prim mare. Asta pentru 5 puncte. E care tu punct. Am înțeles. Pare pe prim înseamnă cum ar fi o prismă. Prismă, neapărat. Triunghiulară. Cu bază de dreptunghi. Deci, practic, cutia de chibrit. Cutia de chibrit, corect. Toate da. Fețele de dreptunghi. Toate fețele de dreptunghi. Toate. Toate. Fă cu mânuță. Deci, desenăm. Și noi facem de figură. Hai să facă partea asta, că sunt în felul de dreptunghi. Nu mai bazele sunt dreptunghi și toate fețele sunt dreptunghi. Deci toate fețele. Uite la cum face. Da, am desenat baza, un dreptunghi. A, B, C, D. La paralelit de pierd. Faci cu pix, faci cu orice. Dar fiind un profesor, adică construiești asta, e ce mai important. Haideți, să fac mai rar ca să înțeleg. Deci am desenat baza. Dreptunghiul în spațiu. Da? Pentru a crea, așa puteam să fac, zici bine, nu știu, se vedea, nu, era un ochi suprafosei. Nu vedeam dreptunghiul. Și, acum, ridicăm perpendicular de bază, că paralelul este drept, nu? Este, nu sunt unghiile laterale oblice. Și atunci, sunt atent la ce se vede, ce nu se vede? Nu se vede asta pe spate. Și după aceea egale? Toate. Toate sunt egale. Dar, atenție, minunat. Deci, căutăm să le facem, să nu fie asta un pătrat. Ca să nu fie o imagine ca avea fețele pătrate. Și, la fel, toate unghiile sunt paralele între ele. Da, și unghiile și egale. Deci, paralele și egale. Iată, duc și pe cealaltă. Și am imaginea acestui dreptunghi. Și, îndată când am unit așa, am creat paralelit. Pentru toate se vede de sus. Da? Și am A, B, C, D, A, prim,
Așa se pare pe rând. Înainte de a mă uita să văd ce cere problema, eu fixez o serie de lucruri. Fețele A, B, B prim, C prim și cu cea din spate, D, C, C prim, D prim, sunt cum? Paralele. Dar planele sunt paralele. Corect. Alte două plane paralele, spuneți-mi doar. A prim, D prim, B prim, C prim, cu A, B, C, D. A, B. Adică bazele. Da, corect. Și alte două. A prim, D prim, D, A, cu B prim, C prim, C, B. Da. Așa. Înainte de a vedea ce încerc, D de prim, utilitate, D de prim, A prim, B, B prim și C, C prim, sunt paralele între ele. Ele sunt și perpendiculare pe planele de bază. Planul bază și planul de sub, da, cele două. Adică D, A prim și D de prim și B, B prim și C, C prim sunt perpendiculare. Iată. Dacă A prim e perpendiculară pe planul de jos, e perpendiculară pe orice dată din plan. E perpendiculară pe A, B, B. Adică dacă ar fi să fac un iubic, e 90 grade, să tot 90 grade. Deci e perpendiculară pe toate dreptele din planul de jos. Și pe DC, și pe BC. Fiecare de unghi. Bun. Acum mă întreb, după ce am înțeles să am recapitulat arhitectul și am toate informațiile mele la dumneavoastră, notăm ce știm. AB 120. AB este 120. Ce mai sunt 120 dacă AB 120 copii? De ce? De, nu, de ce? De ce? A prim, B prim și de prim ce prim asta? Da? Poate... Da, B prim, nu, e nu. A prim, B prim. De prim, prim, ce prim. Da, da. Deci, să le punctez așa, de 120, pe toate să le vedeți. Asta, asta de aici. Asta de aici și asta de aici, de 120. Și BC, spunea autorul, BC este de cât de? BC este de 40. 40. Ce mai este de 40, copii? De 40, de ce? A, de. Asta. A, de. A prim, de prim. Și B prim, ce prim? Și B prim, ce prim? Deci toate acestea sunt de 40. Apoi. Avem pe CC prim, omunchi. CC prim e dată de 30. Și toate sunt 30. Și atunci toate sunt de 30. Alea care au rămas lateral. Alea care au rămas lateral sunt de 30, da? A prim, ce prim, care e planul ABD. Să arătăm ca A prim. Așteaptă că n-am făcut ca domnul profesor. Ia să vedem. Și vrei să faci culori? Da. Ai, nu mai știu culori, adică profesorul m-a făcut pe voi, așa ca să... Dar și eu vreau să văd. Bine, bravo. Hai că... Hai că... Vreau să vedem ce facem și prim. Și dacă eram inspirați să facem invers, că spun, faci așa la teori, așa. Da, dar n-am știut dacă bine sau nu. El face, cum se zice, aleatoriu, nu, ne surprinde. Nu, ce am făcut, nu, haideți, măcar să vorbim. A prim, ce prim, cu ce prim. Unim, a prim, cu ce prim. A prim, cu ce prim. Asta. Și e pare pe la APD, deoarece tot planul de prim, a prim, ce e puțin. Păi de prim, a prim, B prim, ce prim. Planul ăla de sus aparține, are, are pe A prim, C prim. Corect. Este inclus, să spunem. Da. Să da. Spunem aparține. A prim, C prim, inclus, să vedeți. Punctele aparțin. Dreptele. Dreptele sunt incluse. Da. A, B, C, D, include planul B, A, B, D. Deci A, B, C, D, înseamnă de fapt A, B, D. A, B, D. Și cum ele două sunt paralele, atunci resultă ca A, C, A, B, C, D. Sigur, orice dreaptă din planul de sus, așa este paralel cu planul de jos, da? Corect, da. Asta se redactă foarte ușor. Plane paralele, asta e pusă. Corect. A, B, perpendiculară pe B, A, B, perpendiculară pe B, C, C, prim. Păi e perpendiculară. Care... Din ce motiv? AB
parte asta. BC, din BC ce prim. Planul BC ce prim face parte BC și cum AB e perpendicular pe BC, rezultă că AB e perpendicular pe planul BC ce prim. Nu. Că se perpendicular pe două drepte concurente. Care unite așa. Deci o dreaptă, ca să fie perpendicular pe un plan, să fie perpendicular pe două drepte concurente din planul. Da. Că dacă e perpendicular pe o singură dreaptă... A, și perpendicular și pe ce ce prim. Pentru că AB e paralel cu DC și DC... Da, dar de ce nu te tu spui aici? AB e perpendicular pe BC, adică de jos, deci da, dreptul. Asta. AB e perpendicular și pe BB, BB prim. Da, așa, dar avem BC ce prim, uite asta. B... CC prim. Da, la BB prim e paralelul cu CC prim. Păi aici se vede mult mai ușor. Perpendicular pe două drepte concurente în punctul B. Înțelegi? Deci la BB prim, la BC. Când ai zis planul BCC prim, de fapt ai zis planul BCC prim B. Sau BB prim CC prim. Da? Și atunci te-a arătat că AB e perpendicular pe două drepte concurente din planul respectiv. Și gata. Ce am arătat la B rezultă ce? Da, AB perpendicular pe BC prim. BC, AB perpendicular pe BC prim. BC prim, da? BC, da? Da. BC prim, să arăt pe BC prim. Păi avem acolo BC prim. Eu de 30, 40, dar unghiul format de C prim, C prim, 90. Apoi atunci ce teorema lui Pitagora și simt. Dar nu știi că e 90? M-ai întrebat, da, e 90. 90. Adică nu ți era clar că e 90. Păi nu-i dreptul în fața ala. Așa e desenat în spatele, e drept. Dar asta e drept, e 90 și o reamă al lui Pitagora. Și cu AC50. AC50. E diagonala paralelă lui Pitagora. Așa. Ai zis că e baza oare... Nu, mecanic. Deci AC50. E diagonala paralelă lui Pitagora și e egală cu cele trei dimensiuni la pătratul. E suma pătratului. Adică diagonala asta este egală cu AB, înginea cu lățimea ori înălțimea. Toate la pătrat. De unde e minunat? Asta cum am întâmplat așa obiect ca să vadă. Ca să o vedeți, e diagonala paralelă. Ia, între unghiul C, C prim, A, da. Care e dreptunghică, C prim, înseamnă, ia la pătrat este asta la pătrat, nu asta la pătrat. Da. Dar asta la pătrat înseamnă asta la pătrat plus asta la pătrat. Am înțeles, da. În final, da. Asta la desenat oblic înseamnă asta la pătrat. Să scrim asta după pătrat. Hai să scrim încă. A, ce prim la pătrat, egal cu A, B, pătrat. Poți să fii lungina paralelului? Ori B, C, pătrat. Nu, ori. Plus, plus lățimea la pătrat, dar paralelului. Așa. Plus B, C, la pătrat. Plus ce ce prim? Ce ce prim? La pătrat. Prim la pătrat. Suma. Era așa. De pătrat, diagonala la pătrat, egal cu lungimea la pătrat, plus lățimea la pătrat, plus lățimea la pătrat. E diagonala la un paralel pe la cub, la... Și la cub. Mai mult la cub. Cu atât mai mult la cub. Cât poate dimensiune. Da, da. Cele trei dimensiuni, lungime, lățime, înălțime, la pătrat. Dar suma lor. Suma pătraților, că spune Pitagora, a aplicat în două, o dată, în triunghiul ăsta. Nu trebuie neapărat să o înveți, dar mă reții și o faci. Eu puteam să zic ce. Eu nu am să-i formulat. Da. Dar ce am zis? Ai în triunghiul ăsta. E asta la pătrat plus asta. Da, asta e asta la pătrat, asta la pătrat, asta plus pătrat. Și de asta e clar. Mai avem... Mai era o problemă. Problemă, dar ne oprim. Ne oprim, Cosmin, Cosmin și Cosmin. Și stă spre la noi și e la anul de răbdare. Să încep face sinteză? Da, sinteză. Dar ce? Problema asta, da. Să vedem ce lucrăm cu ce ne-am ales. Ce lucru interesant. Da, mai pare că asta, că o pe timpul de timpul, dar nu mai asta, de... Paralelul pentru l-am defalcat, am făcut discuții în partea. Exact și l-am amintit pentru că l-am mai știau. Paralelul definiție, proprietăți,
Îți ale fețelor paralele, cât toate dreptunghiuri, cât toate proprietăți, perpendicularitate pe plan, da? Perpendicularitate pe plan, adică o dreaptă pe dreaptă plan înseamnă pe culoare pe cele două drepte complete. Da, da, da. Esențial. Corect, da. Nu așa de adevărat. Da. Nu dacă e perpendiculară pe o simplă pe una dreaptă. Deci pe două. Pe două. Corect. Două concurente. Concurente, corect. Care nu două comparate. Da, vă pe două concurente. Da. După aceea ce am făcut Pitagora. Tu erau Pitagora? Da. Pitagora. Diagonala paralipedului. Diagonala paralipedului. Așa. Și cam astea au fost lucrurile importante, nu? Deci, de fapt, din problema, chiar cerințele am însemnat conținutul... Din cerințe am tras și noi o serie de lucruri de acum. La revedere, mă înjun că l-ați numit pe profa și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uita de la și share. Și mie dorește să am forță în continuare să fac și ultima lecție. Da? Da? Baftă, domn profesor! Mulțumesc!